În seara asta, Isaia, în capitolul 55, ne poftea la masă. Numai că fratele Ovidiu ne recomanda să mâncăm sănătos. Ați auzit expresia, mănâncă sănătos? Că-s multe magazine alimentare, cu rafturi pline, cu ambalaje frumoase, dar se pare că conținutul nu-i totdeauna sănătos. Am auzit că și aici, și la noi, ouul i s-a dus de prin Albania, congelate, nu știu dacă e drept. Și lapte de vacă care nici nu auzit de vacă, din praf. Și legumii care nu au văzut pământul în viața lor, crescut în vată cu picătura. Și câte? Și recomandarea era să mâncăm sănătos. Și încă ne-au pus câteva feluri de mâncare pe masă. Nu pentru omul de afară, pentru omul din lăuntru, că scrie în 2 Corinteni 4, 16, că avem un om de afară și unul din lăuntru. În 1 Timotei, capitolul 4, versetul 6, Pavel spune așa lui Timotei: dacă vei pune în mintea fraților aceste cuvinte, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, pentru că te hrănești cu cuvintele credinței și ale dreptei învățături care ai urmat-o până acum. Cu ce ne hrănim noi? Cu cuvintele credinței și ale dreptei învățături. Eu vă doresc poftă bună! Și azi am sărbătorit cina Domnului. Ioan 6:55 spune că trupul meu e cu adevărat o hrană, sângele meu e cu adevărat o băutură. Nu știu cum e schimbarea, metamorfoza asta, că din două elemente fizice se hrănește sufletul. Că mâncarea de astăzi dimineață nu a fost pentru stomac, a fost pentru sufletul nostru. Și mai spunea fratele că în Ioan 4:33, acolo 34 de fapt spune: mâncarea mea este să fac voia lui Dumnezeu. Oameni buni, umpleți-vă magazinele cu voia lui Dumnezeu. Mâncați și dimineață, și la amiază, și seara voia lui Dumnezeu. Și sufletul va trăi. Eu am ales din 55 Isaia versetul 7, unde profetul spune așa: să se lasă cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeu nostru care nu obosește iertând. Și pentru că recent am vorbit într-o biserică despre mila lui Dumnezeu, mi-a spus să împărtășim câteva gânduri despre această milă. Pentru aceasta, ca să facem un studiu concret pe un caz, am ales să mai citesc un pasaj din Luca 17 cu versetul 11. Dacă binevoiți să ne ridicăm în picioare să-l citim. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut, Iisus le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților! Și pe când se duceau, au fost curățați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățați toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Vorbim de compasiune, vorbim de mila lui Dumnezeu. Întâlnim aici niște oameni care au strigat tare atunci, pe când Iisus trecea, mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea, apolitic. Că între samariteni și iudei nu era niciun fel de legătură,
Dar Iisus nu face parte dintr-o politică naționalistă. Nu, El trece printre. Nici dintr-o politică religioasă. El trece printre, El merge spre drumul Lui, spre Ierusalim. Și aud deodată 10 leproși strigând: Iisuse Învățătorule, ai milă de noi! Ecoul acesta s-a auzit până la mine în casă. La mine în casă de multe ori s-a strigat: Iisus, ai milă! Și ecoul acestui strigăt eu îl repet în fiecare zi. Aproape că nu-i zi să nu spun la un moment dat: Doamne, ai milă de mine! Vi s-a întâmplat și vouă? Cerem și noi mila lui Dumnezeu? Asta e un semn de smerenie, de umilință. Noi depindem de Dumnezeu. Deuteronom 8:3 spune că Domnul te-a purtat prin locuri pustii, fără apă, te-a hrănit cu pâinea celor mari, cu mană din cer, ca să înțelegi că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt. Adică evreii în pustie au depins de Dumnezeu. Eu unul și casa mea depindem de Dumnezeu. Și voi tot? E un act de smerenie, de umilință. Cel mândru nu imploră mila, cel mândru n-are nevoie de mila nimănui. Numai că atunci când vorbim de mila lui Dumnezeu, apare o problemă. Scrie Roman, capitolul 9, versetul 15, dar Pavel preia expresia asta din Exod, capitolul 33, că eu, Domnul, am milă de cine îmi place să am milă și mă îndur de cine îmi place să mă îndur. Dacă mergem pe drumul ăsta al predestinării, Pavel spune în versetele de mai jos, și atunci ce mai bagă în vină? Cum e cu mila lui Dumnezeu? Vorbim de mila lui Dumnezeu, vorbim de suveranitatea Lui. El are milă de cine îi place să aibă milă. Și atunci eu am o interpretare a acestui verset. Dacă El are milă de cine îi place să aibă milă, eu fac tot posibilul ca să-i fiu plăcut. În momentul când devii plăcut lui Dumnezeu, beneficiezi de mila lui Dumnezeu. Nu-i logic? El are milă de cine îi place, dar eu așa mă port ca să-i placă de mine. Și atunci am parte de mila lui Dumnezeu. Când vorbim însă despre mila aceasta, dă ca argument pe faraon. Dar dacă ne uităm bine, în Exod capitolul 7, versetul 13 spune: inima lui faraon s-a împietrit. Urmăriți că de câteva ori e expresia asta: mila lui faraon s-a împietrit. Iar în Exod capitolul 10, versetul 1 spune că eu, Domnul, am împietrit inima lui faraon. Că întâi te împietrești tu, o dată, de două ori, de trei ori, după care Domnul îți împietrește inima. Dar Domnul, în suveranitatea Lui, lasă niște criterii după care își descoperă mila. Despre criteriile astea aș vrea să vorbesc în seara aceasta. Că Isaia spune să se lasă cel rău de gândul, omul nelegiuit să se lasă, ca să vină la mine, la Domnul care are milă de el. Înseamnă că noi trebuie să ne încadrăm în niște criterii. Dumnezeu nu e un Dumnezeu capricios. El și-a descoperit mila sa după anumite criterii pe care le-a stabilit. Și acum urmăm studiul de caz din Luca 17. De cine are Dumnezeu milă? Că vin oamenii ăștia și strigă: Iisuse Învățătorule, ai milă de noi! Și toți beneficiază de mila lui Dumnezeu. De cine are Dumnezeu milă? În primul rând, de oamenii care își recunosc starea. La oamenii ăștia le putrezea carnea pe ei, miroseau. I-au scos de acasă familia, i-au scos oamenii din sat. Erau undeva la marginea societății, s-au uitat la ei și au văzut că sunt bolnavi. Și au recunoscut starea. Știți, ați văzut oameni care nu se tratează. Eu spuneam la cineva că în viața mea nu mi-au ieșit niciodată analizele rele. Niciodată. Dar am adăugat spunând că eu n-am făcut niciodată în viața analize. Și cât am lucrat, eram obligat să fac analizele și fentam așa, cu o ciocolată, cu ceva, lasă, Doamnă, că n-am nimica. Sunt oameni care îs bolnavi, dar nu știu că-s bolnavi.
Și când se duc cu o banală durere la spital, spune: Domnule, dar acum vii, e prea târziu. Oameni care nu știu câți bolnavi, oameni care nu recunosc câți bolnavi, au anumite simptome de boală, dar nu recunosc. Eu bolnav, dar ce am eu? N-am nimic. La noi, odată era în adunare, am un prieten foarte bun, și sunt și acum cu un băiat care tare îl durea capul. Și am spus: măi, așa mă doare capul de nu mai pot. Dar nu spunea la nimeni, că era necăsătorit și să nu iese o vorbă rea. Și eram odată în adunare și a venit un frate și a spus: dacă e cineva bolnav, vrea să ne rugăm pentru el să vină în față. Noi cântam la tenor, felicit corul, încă o dată. Din toate slujirile, v-am mai spus, din toate slujirile din adunare, a trebuit să spun că îmi place predica, rugăciunea, prorocia, mie îmi place cântarea în cor. Și apoi dumneavoastră, fiind mare parte bucovinieni, este cultura asta. Noi când autorizăm o biserică, trebuie să aibă un număr de membri, un păstor, o locație și eu întreb: aveți un pic de cor? Parcă am dat autorizația în funcție de corul care l-au. Ați cântat foarte frumos. Cântam la tenor. Și când fratele acela a făcut invitația, s-a ridicat plângând de lângă mine și a ieșit în față, în mijlocul adunării. S-a rugat frață pentru el, a fost vindecat, e cu 2 ani mai mic ca mine și e vindecat până în ziua de astăzi. Unii nu vor să-și recunoască, alții nu știu cât bolnavi, dar mai este o boală, mai este o boală sufletească. Oare sunt aici bolnavi sufletește? Că Domnul poate să vindece, numai trebuie să te recunoști. Asta e ce trebuie să faci în seara asta. Oare minciuna e boală? Este unul bolnav de minciună? O, ce pocăiți sunteți! Dar zgârcenia e boală? Eram într-o adunare și un frate proroc spune: mi-a arătat Domnul că aici e un mare duc de zgârcenie. Cine e cel mai zgârcit dintre voi? Și se ridică un frate în picioare. Nici fratele ăsta care o întreba nu s-a aștepta și spune: omule, eu am întrebat cine e cel mai zgârcit dintre voi. Că am înțeles, frate, Iisus, cred că eu sunt cel mai zgârcit. Nu mai rămâi o leacă la urmă. Și o rămas la urmă, am vorbit: măi, cum e să fii zgârcit așa de tare? Frate, eu niciodată n-am ajut pe nimeni și când se face câte o strângere, le spun: uite aici, și eu am casă și copii și cu palmele astea țin. N-am la cerut pe nicăieri. Să se dea ei la treabă. Dar eu, ca să întăresc lucrarea acelui frate, zic: frate, eu am și eu o descoperire că sunteți zgârciți, nu prin Duhul, o am prin fire. Pereți murdari, nu-ți văruiți, scaunele scârții toate, așa scârții eu, era mocheta e prea roasă, cred că sunteți zgârciți. Ne mai chemați când vi se duce Duhul de zgârcenie. Cred că la o lună și ceva, o adunare mare, cu balcoane frumoase, frate dragoși, veniți până la noi, băi, dar mai sunteți zgârciți, veniți și vieți. Când ne-a dus adunarea, bibelou era făcută. Îi bun că s-a dus, dar o fi zgârcenia o boală? Dar bârfa, clevetirea, o fi o boală? Ca să n-ajunge la curvii și la bețâi și la alte furături. No, dacă ar fi cineva bolnav, ăla în primul rând trebuie să se recunoască. Începe David rugăciunea în Psalmul 51 și îi imploră mila: Doamne, ai milă de mine după bunătatea Ta, după îndurarea Ta cea mare, șterge-mi fără de legile mele. Și spune mai jos: căci împotriva Ta am păcătuit și am făcut ce... Și-o adus aminte de Batșeba, și-o adus aminte de Urii, hetitul pe care l-a omorât cu sabia fiilor lui Amon. Dar omul s-a recunoscut. O avut milă Dumnezeu de el? O avut milă de el. Dacă cineva vrea să beneficieze în seara asta de mila lui Dumnezeu, primul criteriu, trebuie să te recunoști. Trebuie să-ți recunoști tare, să spui: Doamne, ăsta sunt eu, te rog frumos, vindecă-mă. Se roagă Neemia, nu era tare păcătos Neemia, citiți acolo Neemia 9, ce rugăciune frumoasă. Se roagă Daniel, despre care Dumnezeu îi spune om prea iubit și sfânt. Și el se roagă: noi am păcătuit împotriva Ta, noi și părinții noștri, nouă ni se cuvine să ni se umpli fața de rușine. De ce? Omul ăsta recunoaște păcatul națiunii sale, păcatul iudeilor și se recunoaște. Dumnezeu până la urmă îi vindecă. Deci primul criteriu,
După care Dumnezeu își descoperă mila, îi să te recunoști. Au mila aceia care să recunosc. Încă mai putem medita la aceasta. Al doilea criteriu. Domnul are milă de aceia care îi cer ajutorul. Oamenii ăștia au stătut deoparte. O recunoscut în Hristos, predicatorul ăsta tânăr, itinerare, ca un om care vindecă, care face minuni. Probabil o mai fi auzit cum ai vindecat și pe alți leproși. Și de departe a spus, Iisuse învățătorule, ai milă de noi. Aceia care strigă după ajutor au toate șansele să capete ajutor. În prejurul Domnului Iisus era o mare mulțime, o gloată mare îl urma. Unii îl urmau să asculte cuvântul, alții că au mâncat și s-au săturat, alții că au fost vindecați. Unuia voia să îi se facă dreptate, spune la fratele meu să împartă moștenirea. Oamenii aveau motivații deosebite, dar în jurul Domnului veneau mulți ca să-i ceară ajutorul. Nu te mândri în seara asta. Nu sta așa cu capul sus, așteptând ca Domnul să aibă milă de tine. În seara asta, recunoaște starea ta care o ai, boala ta de afară sau boala dinăuntru și roagă-L pe Domnul ca să te ajute. Și apoi Domnul are milă de aceea care ascultă. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Dar dacă oamenii ăștia nu se duceau, eu mă întreb, oare erau vindecați? Și acum întreb, cu ascultarea cum stați dumneavoastră? Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că e drept cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să trăiești multe zile și să fii fericit. Parcă ni s-au luat din mână pârghiile educație, nu mai avem voie să tragem copiii de urechi. Nu mai e voie. Eu am o poveste că la noi la școală era un profesor de limba română foarte dur. A fost polițist, dar a bătut prea tare pe unul și l-a dat afară. Și a intrat profesorul de română. Era înalt, bronet, cu un pic de mustață, temei numai când îl vedeai. Și a bătut un copil. A, nu l-a bătut, da, câteva. Dar ce crezi, mamă sa a venit la școală. A intrat în cancelare și făcea o gălăgie că ce ai pus mâna pe băiatul meu. Și ăla s-a enervat și a bătut-o și pe masă în cancelare. Apoi, acum s-o cam dus poveștile astea. Nici n-ai voie să predii de așa ceva, voi dați pe internet. N-ai voie, nu. Copilul are voie să facă ce vrea, profesorul iau catalogul și ies plângând din adunare, din clasa lor de acolo și copiii fac ce vor. Nu, așa e acum. Mai ascultă copiii de părinți? Și mai am un verset. Gândiți-vă bine. Evrei 13:17. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși ca unii care privegează asupra sufletelor voastre și care să dea socoteală, ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând, că așa ceva nu vor fi de niciun folos. Aveți mai mari aici? Mai mari voștri aveți? Îi cunoașteți? Cum îi cheamă? Îi recunoașteți? Un prieten de-al meu, foarte bun prieten, proroc, îi chema de un alt prieten de-al meu, păstor din Suceava, într-o adunărică. Să ridică prorocul, spune, mi-a arătat Domnul că la voi nu-i ascultare de mai mari voștri. Dar un frate care eu îl știu, sta pe ultima bancă, vânător de meserie, o zic că, frate, Domnul Iisus e mai mare, noi de El ascultăm. Mă, dar între oameni nu aveți mai mari? Nu, noi suntem frați, Domnul mai mare. Și fratele ăsta spune, mă, dar în Efesem 4:11 spune, și el a dat pe unii apostoli, proroci, evanghelii, păstori, învățători, nu sunt oameni ăștia. Îi spune la păstor, mai spun că mă aduci la o biserică, aici nu-i biserică, aici un club, ceva creștin, dar biserică nu-i. Știți care a fost urmarea? La câteva săptămâni adunarea aceea s-a rupt în două. Îs cu ani în urmă. Eu mă întâlnesc în Piața Mare din Suceava cu unul și spun, băi, v-ați rupt acolo, nu spun adunarea. Spune că da, dar tu unde ești? Nu, frate, eu n-am plecat. Eu am rămas acolo unde m-a chemat Dumnezeu. N-am plecat. Bă, dar aceia care au plecat, ce fac? Frate, dragul, tot ziua numai să ceartă. Bă, numai să ceartă. Dar voi ăștia care ați rămas... Bă, și noi ne certăm, dar noi am rămas aici, ne certăm. Ceartă acolo, ceartă din coace, că nu se știe care e mai mare
Și aici trebuie o ascultare, trebuie să știi care să iei așa ascult, ca unii care supraveghează, care veghează și care o să dea socoteală. La versetul ăsta puteți spune amin? Doamne ajută! Eu ăsta nu-l predic la mine la adunare. Odată am condus o slujbă de mormântare, a murit o soră în vârstă. Și o altă soră a intrat în cimitire și așa plângea cu mâinile pe cap de tare. Eu conduceam slujba, doar nu-s nici vecini, nici prieteni, ci plânge așa de tare. Numai n-am mai știut de ce plânge. Și mă duc acasă și spun, băi nevastă, am îngropat pe sora asta, dar uite, sora Aneta, așa de tare plânge, au fost așa prieteni? El spune, măi, omule, măi, dar Poneta n-are o fată moartă și îngropată acolo. Acolo la cimitirul că fiecare plânge mortul lui. Tu nu te uita că plânge, fiecare plânge. Acum eu plâng mortul meu, de acasă îl plâng aici la Torino. Este ascultare? Știți de cine are Domnul milă? De aceia care ascultă. Dar noi i-a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu, spune în Geneza. Noi era un om neprihănit. De oamenii ăștia se îndură Domnul. Oamenilor acestora Domnul le acordă milă. Să ne dea Domnul și nouă ascultarea aceasta. Deci făcând așa o sinteză la ce am vrut să spun, mie la școală îmi plăcea când făcea recapitularea, că știam că sună de pauză. Eu la școală am învățat foarte bine, ani de zile am luat premiul întâi. Dar în clasele primare, când eram cotat ca elev bun, aveam un defect. N-am învățat să cunosc la ceas. Nu știam cât e ceasul. Și când era învățătoarea mea, tovarășa era pe atunci de serviciu, știindu-mă elev bun, m-a luat în cancelare și a spus, mă, uite acolo, la fără 10, apeși aici, de pauză. Și eu am stat singur în cancelare, m-am gândit, trebuie să fie fără 10. Și la aproape la jumate am sunat. Vă două clăs, o ești afară, o venit directul, cine a pomit învățătoarea, a pus că n-am văzut bine, ce să-i spun că nu cunosc la ceas? Dar de atunci până acum am învățat la ceas. Și mă uit la fără 10, da? Frații mei, așa o recapitulare. Criterii după care Domnul împarte mila. Îi pentru acei care se recunosc, aceia care îi cer ajutorul și aceia care ascultă. Domnul să ne facă să fim așa. De favorul, ce să spunem? Există o restaurare. Oamenii ăștia erau leproși, Domnul i-a făcut din nou sănătoși. În Marcu, în capitolul 2, i-a adus un slăbănoc, patru, pe o targă, pe un pat l-a adus. Și s-a uitat Hristos și a spus, fiule, păcatele sunt iertate, că vorbesc de cele două entități, de suflet și de trup. Și oamenii ăștia s-au uitat cu mirare. Cine este care iartă chiar păcatele? Ca să știți că pe pământ Fiul omului are putere să ierte păcatele, ție zic, a zis slăbănogul, scoară, ridică spatul și umblă. Restabilit și în sufletul lui și în trupul lui. Înnoit, făcut din nou. Știți că și noi avem nevoie câte o noire din când în când? Domnul să ne ajute să o facem. Ioan 10:22 era praznicul înnoire și Iisus o duc la templu, la praznicul ăsta. Avem nevoie de o înnoire la templul nostru, că Biblia vorbește de trei temple. Unul care a fost și nu mai este, e distrus. Unul care o să vie, dar încă nu-i venit, și noi trăim între aceste două temple, unul trecut și unul viitor. Dar Dumnezeu nu a rămas fără templu. 1 Corinteni 3:16, 1 Corinteni 6:19, căci voi sunteți templu Duhului Sfânt. Și așa cum în vechime s-au făcut curățeni în templu, trebuie să facem și acum. Doamne ajută-ne! Să ne înnoim! Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții. Mai trebuie să luăm hotărâri noi de pocăință. Mai trebuie să luăm juruință noi. Doamne ajută-ne la asta! În Filipeni 4:10 spune, am avut în sfârșit o mare bucurie că ați putut să vă înnoiți simțămintele față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Înnoirea simțămintelor înseamnă o înnoire sentimentală a sentimentelor. Trebuie să ne înnoim dragostea față de Dumnezeu,
față de partenerul de viață și față de frații și surorile de la adunare, îi bună înnoirea asta? În Tit, capitolul 3, versetul 5, spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Este o înnoire care o face Duhul Sfânt, o reumplere cu Duhul Sfânt. Începem din nou să lucrăm cu darurile Duhului și din când în când îi nevoie de înnoirea asta. Ce face mila lui Dumnezeu? Restaurează din nou. Ce face mila lui Dumnezeu? Face recuperare. Oamenii ăștia erau scoși din familie, erau scoși din societate, dar într-o zi au venit înapoi în casa lor, au putut să îmbrățișeze soția, au putut să strângă copiii la piept. De ce? Dumnezeu i-a recuperat pentru familie. Dacă sunt bolnavi aici, mă rog Domnul să-i recupereze pe toți și să-i aducă din nou în sânul bisericii. Doamne ajută-ne! Țiglagul o ars. 600 de bărbați viteji, când au ajuns, au văzut că familiile srăpite, nevastele luate, copiii luați, averea luată, spune Scriptura că au plâns până nu au mai putut de plâns. Și atunci au cerut ajutorul lui Dumnezeu. Adă-mi, te rog, efodul, spune David. Doamne, să mă duc, du-te. Voi recuceri înapoi, du-te că-ți dau totul înapoi. O recuperat tot ce-o pierdut, că Dumnezeu a avut milă. Mergea Hristos prin cetățile din Galileea și la poarta cetății Nain, un cortegiu funebru. O văduvă ducea pe singurul fiu la groapă și îl plângea. Se oprește Hristos, îl înviază pe tânărul acesta, îl dă înapoi, n-ajung la cimitir, se duc înapoi în sat. Îi recuperarea asta? Căci mila aduce recuperare în viața noastră. Mila aduce reabilitare înaintea lui Dumnezeu. Vine ăsta, străinul ăsta, să aruncă la picioarele Domnului și îi spune Domnul, du-te, credința ta te-a mântuit. Să mai mântuiască Domnul. Am vorbit despre mila lui Dumnezeu. În suveranitatea lui, el lasă câteva criterii după care își descoperă mila. Dar în partea a doua predice, am o întrebare. Spune în Ioan 4:17, cum este el, așa suntem și noi. Noi avem milă față de alții? Cultivăm noi sentimentul ăsta în noi, în caracterul nostru? Voi sunteți miloși? Efeseni 4:31, miloși, smeriți? Doamne ajută-ne să avem milă. Când vorbește de milă în Noul Testament, Hristos dă trei pilde. Și în pildele astea trei vorbește despre milă. Pentru că oamenii ăștia nu prea aveau milă. Că scrie Matei acolo cât 9, cât 13 sau cât spune, duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc și nu jerfe. Dar în capitolul 12 cu 7 le ia tema la control. Și i-o prins cu tema nefăcută și le spune, dacă ați fi învățat ce înseamnă milă și voiești și nu jerfi, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. La școală, v-am spus că îmi plăcea în pauză, da? Și îmi plăcea orile la care nu mi se da temă pentru acasă. Dar avem o învățătoare, atâta ne da de scris de acasă, pe refream să mă duc cu miei, cu oile, să mă scăld, numai să nu scriu tema. Mă, dar asta controla temele. Și când spunea tema la control, vai ce rumoare era în clasă. Și pe atunci era îngăduită pedeapsa fizică. Ce nu știți voi, când nu făceai temele, luai la palmă. Și avea o linie mare sau o vargă și te punea să întinzi pălmele. Ați prins vă unul din voi? Vai ce dragi mi-erau pălmele acele. Vai ce ținem la ele, așa le cu greu o dam, de parcă nu știu ce. Dar dacă Hristos vă spune vouă, învățați ce înseamnă milă și nu jertfe, voi vă faceți temele? Sau ne prinde și pe noi cu tema nefăcută, reproșându-ne dacă ați fi Hai să învățăm în seara asta ce înseamnă milă. Și spuneam că Domnul dă trei pilde în care El promovează mila și compasiunea. Prima pildă, Luca capitolul 10, parcă, de la 25 în jos. Pilda samariteanului milos. Scurt, o interpretare scurtă, că ceasul trece. Cobora unul de la Ierusalim spre Ierihon,
a fost bătut, jefuit, luat averea, dezbrăcat și lăsat aproape mort. Pe drumul acela trecea un preot și un levit, l-a ocolit și a trecut pe alături. În urmă a venit un samaritean căruia i s-a făcut milă. A oprit asinul, s-a dat jos, i-a legat rănile, a pus vin și un de lemn, l-a pus pe asin, l-a dus la hangiu, i-a plătit 2 bănuți și îți mai plătesc dacă îți rămân dator. Asta înseamnă milă. Eu de aici am mai povestit la frați că la noi 2 băieți de 14-15 ani s-au bătut de la o fată. S-au dus unul la o fețișoară prin clasa 8-a și acolo era altul și s-au luat, s-au împins un pic, unul a aruncat cu o piatră. Noi am auzit. Și dacă am auzit, i-am chemat la judecată. Omul ăsta era tata 14 copii. Și l-am pus așa în față și noi, comitetul tot pe lângă el, eram la subsolul adunării, parcă acum văd. Și am spus, hai să cerem ajutor, am făcut o rugăciune. No, frate, dar el îmi spune, înainte să vorbim noi, și că înainte de a mă judeca, vă rog frumos, în seara asta, fiți ca preotul și ca levitul, din pilda samariteanului. Dar eu știu că ăștia nu-s buni. Nu, preotul și levitul a trecut pe alături. Și el continuă, nu-i la îndemâna oricui să oprească l-ăla bătut, să-l ia în mână, să se umple de sânge, să șifoneze imaginea. Nici nu știu dacă aveți vin și unde lemn, nu știu dacă vrea careva să se cheltuiască pentru mine, dar știți ce vă rog eu, treceți pe lângă mine și nu mă mai bătesc și voi, că eu sunt bătut destul. Ne-am uitat unul la altul, am spus, ne ridicăm și mulțumim, Domnule. Ce să mai judeci la omul ăsta care era așa amărât? Copilul ăla era un copil mic, a crescut la botez, are familie. Noi voiam mare dreptate făcută. Și el mi-a spus, treceți pe lângă durerea mea, vă rog. Dacă nu sunteți în stare să-mi legați rănile, dacă nu vă cheltuiți și nu vă șifonați voi imaginea aceea, când iei un bătut în mână, samariteanul putea să-i facă o grămadă de reproșuri. Măi, omule, de ce te-ai pornit singur? De ce ai pornit cu averea? De ce n-ai fost prevăzut? Nu i-a spus nimic ca samariteanul. Nu mai o legat rănile. Asta înseamnă milă. Lăsăm un timp de meditare. Vine o a doua pildă. Unul era dator la un împărat, la un mare stăpân cu 10.000 de galbe. Matei 18. N-avea cu ce plăti. Cheamă stăpânul și mă, hai să recuperăm. Ăsta n-are de unde să-mi dea banii. Dar știi ce facem? Îl vindem pe el, nevastă, copii, scotem. Și omul ăla se aruncă la picioarele stăpânului și spune, mai îngăduie puțin și îți voi plăti tot. Cercetătorii Scripturii spun că era imposibilă datoria de plătit. Și Biblia spune că s-a uitat la el și i s-a făcut. Și ce i-a făcut? L-a iertat, du-te mai omule acasă. Ăsta bucuros se duce și întâlnește pe drum unul care era dator cu 100 de lei. Și spune, băi, de bani. Apoi stai, strânge din gât, ăsta gâtuit și el acolo, mai îngăduie-mi puțin, parcă o învăța lecția. Nu, l-a aruncat în temniță până nu-mi plătește. Și-a auzit împăratul, l-a chemat înapoi, măi, dacă eu am avut milă față de tine cu o datorie așa de mare, nu se cădea să ai și tu milă de asta? Voi ce spune să cădea? Datorie. Biblia spune, cui datorați cinste, dați cinste. În adunare erau oameni care mie îndatorau cinste, că îs păstor. Să nu mi-o dat cinste. Și eu le-am cerut, băi, sunteți datori. Dar eu, pe de altă parte, mă gândesc cât m-a iertat Dumnezeu pe mine. Mult, și azi m-a iertat de multe. Pe voi v-a iertat? V-a iertat mult? Puteți și voi ierta? Un prieten de-al meu, nu-i spun numele, că îl știți tare bine, a făcut nuntă. Băietul din adunare la el, fata venită din altă adunare. Dar tata băietului spune, măi frate, vreau să te rogi tu pentru tineri și prezbiterul care vine cu fata se roage alături de tine. Ăsta conduce programul și se gândește el la rugăciunea să-l pun pe bunicul băietului, slujitor, om pocăit, și spune, ne rugăm prin fratele și fratele. Vine ăsta, băi, ce-am vorbit eu cu tine, că stiroi tu, ce l-ai pus pe socrul meu?
Băi, dar socru, tu e un om... Băi, mi-ai stricat nunta, băi. Eu am vorbit una cu tine, tu mi-ai stricat nunta. Și îi face niște reproșuri. Ăsta e om cu o slujbă înaltă în cultul pentecostal. Și îi spune, iartă-mă, bă, eu am vrut să-ți fac un lucru bun, dar ce are? Nu, bă, mi-ai stricat nunta, bă. Băi, te rog frumos, iartă-mă, dacă ți-am stricat nunta. Te iert dacă te pui în genunchi. Și ăsta se pune în genunchi, îi spune, iartă-mă, nu te-ai fățat, Nicule, deci nu te pot ierta. Apoi, poate n-am ajuns noi chiar până acolo. Dar eu vreau să vă spun că Dumnezeu de noi a avut milă. De mine a avut milă. Pe mine Dumnezeu m-a iertat mult, 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 mult. Și pe voi? Și vă puteți și voi ierta unul pe altul? Doamne ajută-ne! Din pilda samariteanului, milă pentru cel neajutorat. Ăla trebuia să moară, nu mai avea niciun ajutor. Că sunt mulți neajutorați în Italia și în altă parte. Trebuie să avem milă de ei. Pentru cel îndatorat, din Matei 18, și din Luca 15, milă pentru cel vinovat. Cu un băiet cu tupeu, obrăznicuț, îi spune lui Tasu, dă-mi partea de averi, eu plec. O plecat, o cheltuit, știți voi cum, femei desprânate, au ajuns muritori de foame. Și au venit în firii și au plecat la tatăl său. Eu scurtez, că dumneavoastră știți. Tata când l-a văzut de departe, spune că i s-a făcut milă de el. Că-i tata. Frate-sul mai mare nu chiar a fost de acord, s-a mâniet că a venit înapoi, dar tata l-a primit. Milă pentru cel vinovat. Nu predic de pilda fiului risipitor, numai o mică paranteză. Dragostea tatălui, căruia i s-a făcut milă, îl prinde, îl strânge, îl pupă, plâng acolo unul în brațe la altul și dă poruncă, adu haina cea mai bună, adu încălțăminte nou în picioare. Asta e dragostea de tată. Dar eu mai spun acolo ceva, îi rânduia la casă. În casa tatălui era rânduială și tata a spus, te primesc înapoi, dar nu cu haine de porcar, că mi-umpli casa de miros. Te primesc înapoi, dar nu cu bocanci cu care ai rănit la porți. Nu, 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 nu. Aici e ceva de învățat. Noi primim înapoi fiii risipitori, Domnul dă să-i aducă, dar să-și dea hainele alea din lume jos, să nu mai miroasă țigară, să nu mai fie dealer de droguri, să nu se mai uite după fetele din cor, să nu mai facă altele, să-și dă-i haină de porcar, să-și schimbi încălțămintea și vii în casa tatălui, dar vină curat. Doamne, ajută-ne la asta! Trei pilde în care e propovăduită mila pentru cel neajutorat, pentru cel îndatorat și pentru cel vinovat. Domnul să ne dea pricepere! Vorbind de răsplata milei, în câteva cuvinte, vreau să spun că mila e o investiție bună. Psalmul 112, versetul 5. Ce bine merge omul care are milă, ajută pe altul și rânduiește faptele după dreptate. În Proverbe 19 cu 17, cine are milă de cel sărac, împrumută pe Dumnezeu, El îi va răsplăti. Hai să vă fac curioși. Să vezi ce vă gândiți voi tot acum. Eram la Rădăuț la adunare și un frate din Betel Torino, de aici începe curiozitatea, nu? Un frate de aici din adunare vine și mă salută, spune, frate Dragoș, am plăcerea să mergem împreună la masă, să vă dau o masă. Băi, cât pot să... Și m-a dus la Rădăuț la Antic. Voi știți ce e acolo. Frate, poți să comanzi ce vrei. Măi, ce am putut să comand? Cât un om. El foarte politicos, mă cunoștea de aici din adunare și după ce am luat și felul 3, luați ce vreți, frate. Se duce să plătesc. Scoate cardul, se duce la aceea și cardul nu-i merge. Pinul, așa, nu-i merge cardul. Eu am văzut că stă cam mult, s-a înroșit tot și mă duc acolo. Ceva probleme? Măi, frate Dragoș, nu mi s-a întâmplat. Băi, poate n-ai bani pe card. Hai, băi, frate, râzi de mine. Cum să n-ai bani pe card? Bă, și nu-i merge cardul. Și n-are cu ce plăti. Dar eu spun, lasă că azi plătesc eu masa. Eu nu plec de acasă fără bani. Știi? Și-am scos, am plătit. Am lăsat un pic de ciubuc ca să mă arăt și eu, că nu-s... Așa? Și am plecat spre casă. Dar pe drum mergând mă gândim, măi, cam scump borșul ăsta la Antic. Trei porții plătite de mine.
N-am ajuns la Milișeuț, cred că prin Milișeuț văd un jeep, jum, mă depășește, pune pe avarie, oprește, fratele ăsta. Frate, Dragoșa, rușinii n-am tras în viața mea. Și mi-au venit și mi-au dat banii. Dar nu mi-au dat cât am dat eu acolo. Mai puteam să mănânc de câteva ori la arte cu banii ție. L-am împrumutat pe un patron. Ăsta e un har să împrumut pe un patron, dar nu de la zgârcit. Pe un patron de la curat. Dar vine Biblia, spune că cine ajută pe sărac, împrumută pe Dumnezeu. E ca și cum ar veni Dumnezeu la voi în seara, spune, băi, nu vrei să mă împrumuți un pic? Tu ce spui, da, îmi dai înapoi? Nu? Așa te târguiești cu mine. Eu în 64 de ani am o experiență. Dumnezeu nu mi-a rămas dator niciodată. N-ați rămâi dator neție. Că mila, compasiunea e o investiție bună. Și scrie în Proverbe 11:17, omul milos își face bine sufletului său. Noi așa suntem construiți, nu știu, bă, noi români, că Domnul spune, e mai fericit să dai decât să primești. Na, noi suntem mai fericiți când primim, de multe ori. Am experimentat în viața mea fericirea de a dărui. Am fost într-o localitate unde sărăcia Luce, de care vorbește Pavel, era la ea acasă, nu România. Eram cu un frate păstor din Italia și încă doi frați de la noi. Cu atâta bucurie am dat când am văzut mulțumirea și bucuria celor oameni la limita existenței. Așa am trăit momente înălțătoare, că am putut să dau. Ăla din Italia avea mai mult ca noi, am dat toți banii din buzunar. Dar am venit în România cu mulțumirea de care vorbea Domnul. E mai ferice să dai decât să primești. Că omul milos își face bine sufletului său. Iar în Matei 5:7 spune, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Iar Iacov în 2:13 spune, căci mila biruiește judecata. Domnul să ne înnoiască simțământul ăsta noi, de milă și compasiune. Am vorbit de mila lui Dumnezeu, suveranitatea Lui și criteriile pe care le aplică, favorurile care ne le face Dumnezeu prin milă. Apoi am vorbit de datoria noastră de a fi miloși față de alții. Și închei cu o recomandare. Când vorbim de milă pentru alții, oprește-ți o doză de milă și pentru sufletul tău. Dumnezeu ți-a dat un suflet de care răspunzi. Nu chinui sufletul tău, nu lua sufletul tău și du-te în iad cu el. Fie-ți milă de sufletul tău. Amin.